L-au bătut fără milă pentru că a refuzat să le facă cinste. Un bărbat de 40 de ani din Vaslui a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost lovit cu cruzime de 5 indivizi care chefuiau într-un bar în care victima a intrat să-și salute un amic. După ce l-au bătut, agresorii i-au luat și toți banii din portofel, 500 de lire și 1500 de lei. Cei 5 sunt acum căutați de polițiști. Vă avertizez că urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Victima era în vacanță cu familia, la rude, când s-a întâmplat nenorocirea. Bărbatul, care locuiește în Anglia, se afla la un bar din localitatea Fedești, acolo unde a mers să-și ia la revedere de la un amic. La bar a fost abordat de unul din cei 5 agresori, care i-a cerut de băut. Victima a refuzat, iar de acolo a început războiul, în urma căruia bărbatul a ajuns la spital. Bărbatul prezenta o plagă contuză la pavilionul auricular stâng și plăci contuze regiunea retroauriculară stângă. S-a intervenit chirurgical, au fost toaletate și închise plăgile respective și în prezent bărbatul este internat în secția de chirurgie în observație, deoarece a suferit și traumatism toracic, traumatism cranian. Erau vreo 9 în jurul meu. De frică am încercat să fug, am fugit pe un drum, dar fiind amețit de la sticlă din cap, m-au prins. Mai multe persoane acolo, le dau și numele dacă e. Și au început să dea, dar în urma mea fugind, am auzit pe Vlăduț, Tacencu, strigând, prindiți-l să-l omorâm, prindiți-l să-l omorâm. M-au prins unul dintre ancuței cu unul din banca, m-au pus jos, au început să dea cu bâte, cu picioare, cu ce o găsit, ce o avut la îndemână. M-am speriat foarte, foarte tare și acum sunt încă în... Mulțumesc Domnului că nu a fost mult, mult, mult mai grav. Am stat cu teamă pentru că nu știam exact ce s-a întâmplat. Din momentul când l-am văzut, am fost, nu știu, cred că șocată. Nu puteam să mă uit la el în felul în care arăta. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe cei vinovați. Polițiștii au primit o sesizare din partea unui cetățean în vârstă de 40 de ani cu privire la faptul că a fost victima infracțiunii de tâlhărie. În urma cercetărilor au fost identificate 5 persoane cu vârste cuprinse între 24 și 35 de ani, bănuite de comiterea respectivei infracțiuni și urmează a fi dispuse măsurile legale față de acestea. Localnicii spun că suspecții sunt cunoscuți pentru agresivitatea lor. Ăștia care au fost implicați sunt din Horga, sunt foarte răi, foarte răi. Nu poate să-ți laude cineva că sunt persoane locuit într-un sat cu oameni. Nu este bun deloc, deloc. Am ajuns să ne fie frică în casă. Bătăi peste bătăi, vin din alte sate, fac scandal și toate chestii. Sunt bată ca porcii, iau la bătaie, sar în curte la lume, fură din curți. Sfidătorii, agresorii și-au făcut o pagină de socializare în care îi ironizează pe oamenii legii. Tocmai am furat 3 vaci, stăm la terasă. Dragi săteni, voi creșteți animalele, că noi avem grijă să le furăm. Poliția nu ne face nimic. Cei 5 infractori sunt însă de negăsit.